Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Școală și Sănătate, emisiunea care vine în casele dumneavoastră cu cele mai noi informații din cele două domenii. Pentru această ediție ne întoarcem la temele din sănătate și asta pentru că sunt curioasă să aflăm cum prevenim bolile infecțioase. Pentru a avea răspuns la această întrebare, am invitat alături de mine pe doamna profesor universitar dr. Carmen Dorobăț, este manager la Spitalul de Boli Infecțioase Iași. Bună seara și bine ați venit la noi. Îmi pare bine să vă revăd. Și noi ne bucurăm că sunteți prezenți pentru telespectatori și pentru noi, iată, cu un alt subiect interesant, dar foarte vital, pe care trebuie să-l știm cu toții. Aș spune un subiect veșnic, pentru că niciodată nu vom putea discuta despre a sfârși cu prevenția în bolile infecțioase, pentru că, vedeți dumneavoastră, apar mereu alți agenți infecțioși și noi mereu suntem puși în fața faptului de a ne gândi cum să facem, să prevenim aceste boli infecțioase. Specialiștii epidemiologi de la Centrul de Control a Bolilor Infecțioase, atât din Europa, dar cât și în Statele Unite, sunt puși veșnic în fața unui noi incitări în ceea ce privește expunerea la posibil alți agenți infecțioși și, bineînțeles, în a descoperi alte și alte metode de a preveni aceste infecții. Dacă ar fi să vorbim de niște etape pe care ar trebui să le respectăm, care ar fi acelea? Etape de bază, de bun simț, cred. Etapele de bun simț sunt cele cu care am plecat de acasă, de la mama și de la tata, de ce nu de la bunici, și se referă la acel nu uita să te speli pe mâini cu apă și săpun, spunem copilului când pleacă la școală, în special înainte de a lua eventual o gustare în pauză, nu uita să folosești, iată acum avem batistele de unică utilizare, cum altă dată mergeam cu batistuța la școală, să nu uităm să folosim șervețelul acela dacă ne curge nasul sau pentru a ne feri de un eventual coleg care iată tușește sau strănută. Să nu uităm să mâncăm fructe și legume pe care să nu le spălăm, pentru că dacă ar fi să mă gândesc și vă spun, dau imediat acest exemplu, pentru că astăzi am avut un astfel de caz la un copil în vârstă de 8 ani, este probabil plictisitor să auzi veșnic trebuie să te speli pe mâini și trebuie să speli fructele și legumele, dar există boli care poate par cu parfum arhaic, ce ne mai ascultă astăzi, că există totuși parazitoze intestinale cu care ne confruntăm, pe care le tratăm, și iată, există câteodată chiar cazuri grave, după cum este cazul unui micuț pacient, pentru care numai 8 ani, care a venit de undeva dintr-un județ al Moldovei și care prezintă o boală infecțioasă determinată de un parazit care, de regulă, se transmite prin fructe și legume nespălate. De aceea spun că iată aceste reguli de bază cu care ați început emisiunea și care întotdeauna îmi place să spun că trebuie să le știm din cei 7 ani de acasă, sunt foarte importante. Cu ce simptome s-a prezentat acest copil la spital? V-am făcut curioasă, da, pentru că v-am vorbit despre o boală despre care nu am discutat de mult, parazitozele intestinale. S-a prezentat cu fenomene care erau total atipice pentru o astfel de afecțiune, în sensul că sugerau mai mult o boală infecțioasă eruptivă, pentru că avea niște pete pe piele, deci ne puteam gândi la rujeolă, rubeolă, pentru că ne aflăm sigur în sezon și probabil că vom vorbi. Deci avea elemente pe piele și de asemenea febră și puțin ne-am fi gândit că poate fi o parazitoză intestinală. Analizele pe care noi astăzi le-am efectuat, examenele imagistice, ne îndreaptă cu gândul către o astfel de cauză infecțioasă și sigur ne vom strădui să avem confirmarea și bineînțeles să tratăm copilul. Vreau să discutăm și despre principalele boli infecțioase, măcar așa să știm cam cum să ne ferim eventual și să știm despre ce e vorba.
Ne aflăm într-un moment de intersecție în ceea ce privește posibilele boli infecțioase care apar în sezonul rece, sezonul cald, care sperăm să vină cât mai repede, pentru că, de ce spun intersecție? Pentru că încă nu am scăpat de gripă, pentru că încă avem rujeolă, pentru că ne așteptăm la viroze respiratorii de primăvară și apoi la viroze, spun eu, digestive, deci care se transmit pe cale digestive, enterovirozele, care sunt caracteristice sezonului cald. Ca urmare, încă avem gripă. Ca urmare, încă în triajul spitalului de boli infecțioase se prezintă pacienți care au simptomatologie de gripă, adică frison, febră mare, 39-40 de grade, cu dureri de cap, cu dureri articulare și dureri musculare deosebit de puternice. Spuneam, dacă ne amintim, încă înainte de sărbătorile de iarnă, să vă vaccinați antigripal. Ei, din nefericire, un mare procent al populației, nu la nivelul Iașului, de la nivelul țării și a zonei de nord-est a Europei, nu s-a vaccinat. Ca urmare, ne-am confruntat cu un număr mare de cazuri de gripă, dublu față de aceeași perioadă anului trecut, și categoric un număr mai mare de decese la nivelul țării, peste 100 de decese. În Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, 6 sau 7 cazuri, dar vreau să vă subliniez faptul că a fost vorba de persoane care erau nu la cea de-a treia vârstă, erau toate până în 50 de ani, deci de aceea spun eu, trebuie să tratăm cu toată seriozitatea simptomele de gripă. Dacă este posibil să ne și vaccinăm în timp util, ar fi ideal. Din momentul de față, pentru că ne mai așteptăm la o perioadă de gripă cam luna martie și o primă parte a lunii aprilie, cum ar trebui să ne ferim, să evităm prezența noastră în spații aglomerate și închise, de asemenea să ne ferim pe cât posibil de persoane care tușesc, care strănută, care par a fi bolnave, și încă o dată spun, am spus-o și altă dată, să nu ne fie jenă să purtăm acele măști de unică utilizare dacă știm că nu ne-am vaccinat antigripal, atunci când suntem nevoiți prin profesie, prin poate iată distracție, să mergem în spații închise, dar unde pot fi persoane încă purtătoare a virusului gripal. Și cred că e bine de pus accentul și pe faptul că, iată, poate printre aceste cazuri care, din păcate, nu mai sunt, au fost și boli asimilate și cumva atunci boala chiar nu a mai avut șansă de tratament. Trebuie să vă spun că dacă altă dată spuneam categoric că persoanele care din nefericire s-au pierdut aveau boli asociate, cum s-au întâmplat în cazul deceselor de la Institutul de Oncologie, la persoanele care au fost prezente în compartimentul de terapie intensivă din spitalul nostru, existau factori de risc, dar minori, pentru că vorbeam poate de o obezitate într-un grad, dar nu foarte mare, de prezența fumatului, dar nu de boli imunodeprimante care să fie catastrofale. Ce a fost catastrofal în evoluția acestor pacienți a fost acțiunea deosebit de agresivă a virusului gripal, în special la nivelul plămânului. Vorbim de virusul AH1N1, acel virus cunoscut acum 5-6 ani, când a fost epidemia sub denumirea de virus gripal, care și atunci a avut și a dat evoluții deosebit de grave la pacienții tineri, și ca și atunci și acum persoanele tinere care nu au fost vaccinate au avut evoluții grave. Din nefericire, unele cazuri nu am putut să le salvăm. Așa este. Care ar fi, din experiența pe care o aveți, principalele cauze pentru care, iată, să ne referim la ieșeni, nu s-au vaccinat antigripal? Sunt probleme economice, probleme, nu știu... În primul rând sunt problemele de educație sanitară, și aici aș vrea să subliniez un subiect care a fost mult vehiculat în media în ultima perioadă, așa numitele fake news-uri și acele informații care apar pe rețelele de socializare și care, departe de a fi apropiate de adevărul științific și, în cazul de față, adevărul medical. Deci este vorba despre curentul acela care există pe rețelele de socializare în a nu ne vaccina, a nu ne vaccina copiii. Noi, medicii infecționiști, și nu numai infecționiști, și colegii noștri medici de familie,
ducem o luptă în ceea ce privește convingerea populației pentru a ne vaccina. Pentru că noi știm exact, facem școală și nu facem școală puțină și aș putea spune că școala noastră nu se termină niciodată. Vedeți, întotdeauna spunem, vă puteți vaccina și atunci când nu este cazul să vaccinăm, când vedem un risc în administra un vaccin unui anumit pacient, atunci sigur suntem primii care intervenim și care arătăm nu trebuie să se vaccineze sau trebuie să se vaccineze cu anumite precauții pentru că am avut și astfel de cazuri. Deci aș putea spune educația sanitară deficitară la care în epoca noastră, în anii și zilele acestea se adaugă acest curent care vine pe rețelele de socializare, o adevărată manipulare informatică antivaccin care se simte nu numai în ceea ce privește prezența gripei, dar și în ceea ce privește prezența rujeolei, dar și în ceea ce privește infecția cu virus hepatitic B și așa mai departe. Va fi un adevărat război în ceea ce privește lupta noastră cu agenți infecțioși pe care poate la un moment dat i-am uitat și din cauza lipsei conștientizării populației că aceste vaccinuri trebuie administrate, vom fi puși din nou în astfel de situații. Noi și pacienții noștri, evident. Deci, aș spune că acestea ar fi principalele cauze care ar duce la o lipsă de vaccinare. În ceea ce privește vaccinarea antigripală, pentru că m-ați întrebat de motivul economic, la nivelul medicilor de familie, la un moment dat, la începutul sezonului, lui se folosiseră o treime din dozele care existau în stoc în ceea ce privește posibilitatea de vaccinare a populației gratuit la nivel de medic de familie. Deci ceea ce se primise de la nivelul Ministerului Sănătății nu era folosit în întregime. Cum de altfel se întâmplă și cu dozele de vaccinare antirujeolică, care de asemenea la nivelul județului Iași categoric așa s-au întâmplat lucrurile. Exista acest vaccin antirujeolic și populația, părinții, bunicii, nu veneau să-și vaccineze copiii așa cum ar fi trebuit. Pentru că tot ați amintit, iată, de vaccinare, voiam să vă întrebăm și în ce stadiu se află campania pe care știu că ați început-o anul trecut și care, într-adevăr, a avut rezultate foarte bune. Vedeți, dumneavoastră, poate rezultatul nu este spectaculos pentru că vorbim de o creștere în termeni de procent matematic a numărului de copii vaccinați, de undeva de la 68% vorbim de județul Iași, la undeva 72-74%. Implicarea președintelui Consiliului Județean, care ne-a pus în legătură ca și corp medical cu primarii din județ, cu medicii de familie din zonele rurale respective, aș spune eu că au dus la rezultate în ceea ce privește comunicarea noastră directă, pentru că împreună cu domnul director a Direcției de Sănătate Publică am mers în aceste comune, am vorbit cu primarii sau cu viceprimarii, cu cadrele didactice, cu reprezentanții organizațiilor de părinți, spre a-i convinge să-și vaccineze copiii. Ne aflăm într-un moment și îmi pare bine că ați ridicat o minge la fileu, în care vrem să mergem mai departe cu proiectul către județele Moldovei. Ce ne-a determinat să facem acest lucru? În Spitalul de Boli Infecțioase din Iași au venit un număr tot mai mare, și spun tot mai mare pentru că numărul a fost crescător în perioada ianuarie și februarie, a cererilor de transfer al copiilor cu rujeole forme grave din județe din arealul de nord-est a țării noastre. Ca urmare, pentru că am avut totuși această experiență care nu a fost spectaculoasă, dar a fost benefică și nu ne oprim în acest punct, am gândit să o împărtășim și celor din județele limitrofe ale Iașului și, discutând cu domnul președinte Marcel Popa, am luat hotărârea să mergem cu acest proiect de susținere a vaccinării antirujeolice către consiliile județene de pe arealul geografic a regiunii de nord-est, nu mai departe decât joi, mă voi deplasa în județul Bacău, unde voi avea o discuție cu forurile decizionale de la nivelul județului Bacău, tocmai pentru a merge către zona mai puțin urbar, dar în special de rural, primari, medici de familie, cadre didactice, care sper să rezoneze la ceea ce noi aducem, nu nou, dar aducem ca un suflu care a avut, vedeți, un rezultat, chiar dacă, cum am spuneam, chiar dacă nu spectaculos, dar
un rezultat pozitiv în ceea ce privește vaccinarea copiilor. Și care trebuie continuat de altfel, pentru categoric. Că, iată, e foarte important și ați spus-o de nenumărate ori, care sunt avantajele acestei campanii de vaccinări și nu neapărat a vaccinării în sine. Și pentru că tot vorbeam mai devreme și de pacienții cu rujeolă și rubeolă, care mai este situația, iată, la Iași, a acestor pacienți? Iașiul a primit cazuri grave de rujeolă de la nivelul altor județe, deci este vorba de Vaslui, Bacău, am avut și din Vrancea cereri pentru a ajunge în compartimentul de terapie intensivă. Și numărul de cazuri nu cred că a crescut semnificativ la nivelul județului Iași. Sigur că persoanele și copiii în special de pe raza județului Iași au fost spitalizați la noi în spital. Numărul de cazuri grave venite din alte județe ne-a făcut și unele cazuri le-am pierdut. Este vorba de doi copii pe perioada acestei luni care nu erau din județul Iași, care s-au pierdut datorită complicațiilor rujeolei, pentru că rujeola nu omoară prin ea însăși, prin complicațiile deosebit de grave, neurologice și respiratorii care pot apare. Ei, așa sunt lucrurile. Aș putea spune că în special în zona de nord-est a țării noastre numărul de cazuri a crescut, poate uniform, dacă ar fi să regândim la întreaga arealul geografic nord-est, dar s-a întâmplat plat, dar nu la același trend, cu ceea ce a fost anul trecut în județele Transilvaniei. Numărul de cazuri a fost mult mai mare în Transilvania față de zona de Moldovei. În acest an, se pare că și în acest început de an, mai bine spus, cazurile au fost mai multe în zona Moldovei și poate mai puțin în zona de vest a țării. Vedeți, dumneavoastră, nu numărul de cazuri este cel mai important până la urmă, care fără îndoială duce la un absenteism la școală, să spunem, dar numărul de cazuri mare arată că poate n-am fost destul de vocali în ceea ce privește educația sanitară, dar în special numărul de cazuri grave, din care sigur au fost și decese. De aceea spunem noi că rujeola nu trebuie privită ca acea boală eruptivă a copilăriei, care până la urmă ce este, iată că poate duce și la forme grave. Și cred că mai trebuie pus accent și pe faptul că e o boală infecțioasă contagioasă și de aici pot apărea mai multe cazuri. Foarte contagioasă, se transmite ușor, se transmite pe cale aerogenă, ca și gripa, și atunci sigur că este foarte ușor să ne închipuim un copil dus într-o colectivitate, la grădiniță sau la școală sau chiar la servici, în orice fel de colectivitate discutăm, la orice vârstă ne adresăm, transmiterea aceasta pe cale aerogenă este cea mai simplă și care se face cel mai ușor de la persoană la persoană. Și mai ales când vorbim de copii, iată, cu atât mai mult, pentru mai că ei se joacă și cazurile sunt mai greu de urmărit. Așa este. Discutăm și despre pacienții care v-au mai trecut că pragul, din păcate, că nu din fericire, iată, nu ajungi de bucurie la spital. Ce v-a atras atenția în ultima perioadă? În ultima perioadă am avut, în afară de gripă și rujeolă, am avut cazuri de meningite și encefalite, de asemenea specifice sezonului rece, și care au reprezentat cazuri de complicații a unor viroze. Așa sunt lucrurile, de aceea și spun, medicul de familie trebuie să supravegheze pacientul febril, indiferent de vârstă și în special extremele de vârstă, pentru că cazuri grave de encefalită am avut și la copii, dar și la tineri, aș putea spune, în jurul vârstei de 15-18 ani. Câteodată și cazuri grave. Și am și determinat cauza infecțioasă la două cazuri de encefalită, mi-aduc eu aminte, am pus în evidență și prezența virusului gripal. De aceea spuneam că dacă ne gândim la complicații, encefalita și meningita sunt una din complicațiile care atât în gripă, dar cât și în rujeolă determină formele grave de boală. Nu am avut categoric numai aceste boli cu transmitere respiratorie, printre altele și alte boli eruptive, cum ar fi de exemplu
varicela, vărsatul de vânt, dar și oreionul, pentru că au venit și copiii cu oreion. Am avut și acel și ne-am preocupat în continuare de bolile care reprezintă capitolul acelor infecții cu transmitere, spunem noi, parenterală, prin sânge, dar nu numai, pentru că dacă vorbim și particularizăm infecția cu virusul imunodeficienței umane, deci HIV, infecția cu virusul hepatitic B, infecția cu virusul hepatitic C, toate acestea sunt permanent în supravegherea noastră, în tratamentul nostru și, din nefericire, cum bine ați spus, nu ne aflăm în fața unei curbe care să arate un mers descrescător a numărului de cazuri la acești pacienți. Au fost și cazuri grave printre aceștia care s-au prezentat sau... La toți au fost rezultate bune? Nu, rezultatele în general sunt bune. Trebuie să vă spun că cazurile grave apar în momentul în care se prezintă tardiv la medic. Și am avut astfel de cazuri în ceea ce privește stadiul terminal a infecției cu virus hepatitic C. Dacă s-a prezentat prea târziu, când spune, am auzit că există un tratament, noi vorbim și, bineînțeles, pe canalele media, am vorbit mereu despre noul tratament al infecției cu virus hepatitic C, care există și la noi în țară și există de ceva timp. În momentul în care s-au prezentat tardiv cu boală hepatică cronică decompensată, greu să mai faci ceva să vii în ajutorul pacientului respectiv. Am avut de asemenea cazuri care au venit tardiv din zona Moldovei cu infecție cu virusul HIV, care de asemenea venind târziu, deja în stadii terminale ale bolii, este greu să mai faci ceva ca medic. De aceea, din nou, transmit, medicul de familie este cel care este cel mai aproape de pacient și este bine că atunci când observăm o stare de astenie care nu ne explicăm, cu dureri articulare, cu dureri musculare, cu ceva care apare nou în... stilul de viață, mai precis, în modalitatea în care noi suportăm un stil de viață obișnuit, pentru că poate apare niște simptome pe care nici pacientul nu le descrie exact. Ceva a fost în neregulă cu mine, de exemplu. Și atunci când observăm, după cum spun pacienții, ceva a fost în neregulă. Nu mai puteam să merg cum mergeam la serviciu obișnuit, cum îmi desfășuram activitatea. Aceasta înseamnă că trebuie să ne gândim și la o astfel de boală pentru care, din fericire, avem tratament și este bine ca noi să descoperim la timp și să dăm la timp tratamentul care trebuie pentru fiecare etapă a bolii. În cazul acestor pacienți, care au fost explicațiile de a ajuns așa tardiv la spital? Cauza cea mai frecventă este, ca să rezum, lipsa de interes vis-a-vis de starea de sănătate, lipsă de interes care sigur vine pe un fond de necunoaștere a ceea ce poate fi, de exemplu, o senzație de oboseală. Sentiment, mă trezesc dimineața, dar mă trezesc cu obosit, parcă nici n-aș fi dormit, deși am dormit, acesta poate să fie un semn a unei boli grave. O boală care poate deveni gravă dacă nu o tratăm și mă gândesc aici în special la infecția cronică cu virus hepatitic B și virus hepatitic C, care nu sunt afecțiuni care evoluează deosebit rapid și care să se agraveze de astăzi pe mâine, dar care în timp, în ani, pot duce de aceea la decompensări grave a bolii cronice de vihat și atunci, sigur, este bine să ne adresăm medicului, este bine să facem niște analize de rutină, pentru că în acest fel, putem să diagnosticăm la timp și orice boală infecțioasă care are un diagnostic pus la timp și un tratament precoce, avem speranțele cele mai mari dacă nu o vindecăm, pentru că, vedeți, nu vorbim de vindecare decât în cazul infecției cu virus hepatitic C, nu și infecția cu virus hepatitic B sau cu HIV, dar nu o vindecăm, dar o menținem într-un anumit stadiu care să-i permită pacientului o viață normală și pentru a-și desfășura o activitate normală, pentru a avea o viață socială normală și o viață de familie care să fie de asemenea normală. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, dar revenim aici atât și cu alte subiecte legate de cele două boli infecțioase.
ne-am întors la Școală și Sănătate și dacă nu ați reușit în prima parte să ne fiți alături, vă spun că invitata mea din această seară este doamna profesor universitar dr. Carmen Dorobăț, este manager la Spitalul de Boli Infecțioase Iași și iată că în prima parte discutam noi de bolile infecțioase și puneam accent pe virusul hepatic B și C, care iată sunt două boli care nu dor și care în timp pot avea repercursiuni grave. Acesta probabil că este aspectul care nu determină alarmarea pacientului respectiv, nu dor, nu fac febră și atunci spun ei, lasă că se poate și așa. De aceea spun eu că este un deficit de educație sanitară, iar noi medicii, indiferent de specialitate, ar trebui să ne facem o părticică din timpul nostru, așa cum nu este el și foarte greu putem să ne alocăm o parte din timp în momentul în care consultăm pacienții și pentru educație sanitară, dar este deosebit de importantă, pentru că în felul acesta am atrage atenția asupra unor simptome care pot să nu trezească o anumită alarmă din partea pacientului, dar care pentru o persoană avizată, cum este medicul, te duce cu gândul. Dar dacă, și atunci, sigur, facem toate investigațiile pentru a îndepărta măcar o suspiciune a unui anumit diagnostic. Și în acest sens, iată că avem și persoane care se implică din afară, aș putea spune eu, de fapt tot din domeniu, medicul de urgență și deputatul Tudor Ciuhodaru a venit deja cu un proiect de lege prin care oamenii, iată, românii, să se poată testa gratuit pentru a putea depista acest virus. Da, domnul deputat Ciuhodaru s-a implicat în astfel de campanii de prevenție, iar dacă din punct de vedere legislativ se reușește și eu sper să se reușească să avem suportul în ceea ce privește testarea gratuită pentru virusul hepatitic B și C, este extraordinar chiar, pot spune, pentru că noi am avut astfel de testări gratuite la nivelul Iașului prin sponsorizări pe care le-am obținut de la Institutul Matei Balș, care în parteneriat cu spitalul nostru și Consiliul Județean am desfășurat astfel de campanii, cum a fost și în toamnă, am avut un cort în fața la Consiliul Județean și am testat gratuit pentru infecția cu virus hepatitic C. Deci am efectuat astfel de campanii. În momentul în care vom avea o hotărâre din această legislativă prin care să faciliteze accesul persoanelor la posibilitatea semnalării existenței unui infecții cu virus hepatitic B sau C, este foarte bine, pentru că, cum spuneam, a diagnostica la timp și a trata la timp este de prognostic favorabil pentru pacient. Iar dacă ne gândim la, până la urmă, cost financiar pentru ceea ce înseamnă o astfel de boală cronică, trebuie să vă spunem că, bineînțeles și logic este, cu cât vom trata la timp pacientul respectiv, cu atât și efortul financiar din partea spitalului sau din partea statului. Dacă vorbim de programele naționale de sănătate care asigură finanțarea pentru medicația infecției cronice cu virus hepatitic B și infecției cu virus hepatitic C, sigur că ar avea o evoluție favorabilă în sensul că nu ar crește deosebit după o anumită perioadă de timp. Adică am tratat acești pacienți, nu am mai avea sursele de infecții și în timp consumul financiar care l-am face pentru astfel de pacienți ar fi mai mic, pentru că numărul pacienților ar fi mai mic. Dacă tot ați amintit de aceste costuri, care sunt acum în prezent costurile pentru tratarea acestor pacienți? Acești pacienți beneficiază de gratuitate absolută pentru că sunt pe programe naționale de sănătate finanțate de Ministerul Sănătății, atât pentru virus hepatitic B, dar cât și pentru virus hepatitic C. Dacă pentru virusul hepatitic B putem discuta de câteva sute de euro pe lună, pentru virusul hepatitic C costurile sunt mult mai mari. Este vorba de, am plecat de undeva de la câteva zeci de mii, 50 de mii, dacă mi-aduc bine aminte, pe pacient. S-au făcut negocieri între firmele producătoare și Ministerul Sănătății.
a scăzut mult prețul per pacient, dar sigur că nu de ajuns, este un consum fără îndoială financiar, dar pe de cealaltă parte trebuie să vă spunem că pacienții noștri sunt extraordinar de mulțumiți atunci când văd că vin cu buletinul de analiză încărcătură virală nedetectabilă pentru virusul C și la o lună după tratament și la 3 luni după tratament, sunt foarte bucuroși. Bineînțeles, le spun că în continuare trebuie să păstreze un regim alimentar și un regim de viață, pentru că noi tratăm infecția cu virus hepatitic C, în continuare trebuie să avem grijă de pacientul respectiv, a cărui suferință cronică hepatică trebuie încă dispensarizată la nivelul medicului curant specialist. Care mai e situația acestor pacienți la nivel de județ Iași? Continuăm să facem dosare. În prezent facem dosare și înaintăm, nu mai mergem către casele județene de asigurări de sănătate, așa după cum știm, s-a scurtat acel lanț de obținere a diverselor aprobări. Medicul curant este cel care hotărăște și până la urmă și ia și responsabilitatea acestui tratament și se administrează tratamentul la cei care au, conform rezultatului Fibromax, deci analiza specifică care se face, stadiul de fibroză 3 și fibroză 4, bineînțeles cadrele medicale, de asemenea doctorii și asistentele medicale care au o astfel de infecție, de asemenea se pot trata indiferent de stadiul bolii. Și dacă știu eu bine, undeva în cursul lunii aprilie, sfârșit de aprilie, început de mai, la nivelul Ministerului Sănătății va avea loc o altă negociere în ceea ce privește realizarea unui nou protocol între Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și firmele producătoare, pentru a vedea în ce context ne mai înscriem cu parametrii pentru a aviza astfel de terapii care sunt, într-adevăr, din punct de vedere financiar prețioase, dar sunt și mai prețioase pentru rezultatul care este deosebit de favorabil, care îl are pacientul și, bineînțeles, și medicul. Știm că sunt niște proceduri destul de grele pentru a putea trata aceste boli infecțioase și deja ne-ați spus că pacienții se simt foarte bine după... Deci, în prezent, beneficiază de acest tratament care se administrează numai pe cale orală și spuneam că, într-adevăr, durează ceva timp până finalizăm un astfel de dosar. Reglementările Ministerului Sănătății ne-au făcut și au făcut bine că au oprit tot acel parcurs către Casa Județeană, Casa Națională pentru Aprobări. Nu mai este cazul, dar durează o perioadă mai lungă de timp pentru că sunt o serie de analize la care rezultatul nu vine de astăzi pe mâine, deci în 24 de ore. Avem vouchere la dispoziție, adică acele bilete de recoltare gratuită a unor analize care câteodată reușim să le dăm imediat și pe moment pacientului, câteodată așteptăm o perioadă de timp, dar este bine pentru că scutesc pacientul de a da o sumă care este semnificativă, undeva la 1.800-2.000 de lei. De asemenea, durează și avizul de la nivelul unor medici, pentru că avem în tratament astfel de persoane care au comorbidități, cum ar fi, de exemplu, diabet, cum ar fi, de exemplu, boli cardiovasculare, și avem nevoie de avizul de la nivelul medicului specialist respectiv în momentul în care eliberăm o astfel de rețetă pentru medicația fără interferon a pacienților cu hepatită cronică C. Deci, n-aș putea spune că este ușor, nici pentru medic, dar nici pentru pacient, să parcurgă acest traseu temporal, dacă vreți, pentru că din alt punct de vedere n-aș putea spune că este dificil, dar presupune ceva înmagazinare de răbdare. Întotdeauna le spun pacienților, începem acum, va dura ceva timp, dar sigur, în momentul în care este vorba de sănătate, în momentul în care este vorba de un tratament scump și care îl primește absolut gratuit, găsim toată înțelegerea la pacient. Important e că se au mai simplificate aceste proceduri de birocrație, că practic aici era problema și cumva acum ei se adresează direct spitalului de boli infecțioase. Eu cred că e mult mai simplu și mult mai ușor. Tratamentul în sine,
Cât durează și dacă procedurile acestea sunt greu de suportat, mă refer pentru pacienți? Nu, procedurile nu sunt greu de suportat, tratamentul durează 3 luni, este vorba numai de pastile pe care se administrează pe cale orală. Ceea ce ar putea fi mai deranjant, aș putea spune că pacienții care nu sunt din Iași sunt obligați să vină să-și ia aceste rețete din Iași. Dar spun eu și eu întotdeauna îi pregătesc, ca să spun așa, din punct de vedere psihologic, spun eu că nu este un neajuns, ba chiar un câștig, pentru că întotdeauna, în momentul în care vin, noi avem o discuție, luăm eventual unele analize, vedem cum se simt și apoi dăm rețeta pentru luna care urmează. Astfel încât aș spune că această deplasare la Iași, din Suceava sau știu eu, Botoșani, deci din județe arondate, ca și la Centrul Universitar Iași, pot spune că până la urmă este un câștig, pentru că întotdeauna un contact la îndemână, pentru că întotdeauna și eu și colegii mei dăm telefoanele personale acestor pacienți să ne sune imediat dacă ceva apare în regulă. Ei, întotdeauna în momentul acesta noi suntem înștiințați, dacă poate apare o reacție adversă, nu a fost frecventă o astfel de reacție adversă, dar pot apare ca la orice medicament, atunci noi suntem în contact veșnic cu pacienții aceștia și este bine ca ei să vină în clinică să-și continue tratamentul. Și totodată, iată, la polul opus, vorbim și de pacienții cu boala infecțioasă HIV-SIDA, care mai e situația dacă au apărut cazuri noi la Iași? Cazuri noi apar frecvent la Iași. Suntem una din zonele țării în care numărul pacienților naivi, spunem noi, cazurilor care acum îi depistăm, este, are un trend ascendent, la fel ca și Bucureștiul. Ne aflăm pe locul 2 după București, ca și număr de pacienți. În prezent dispensarizăm un număr de 1537 de pacienți. Vorbim de toată zona de nord-est a țării și dacă acum 2 ani am avut undeva la 90 de pacienți nou descoperiți pe parcursul anului, întreg anul, anul trecut am avut 60 și ceva de pacienți, acum 3 ani 50 și ceva de pacienți, deci vedeți, este o fluctuație, dar este o fluctuație care înseamnă 10-20 de pacienți plus sau minus, ceea ce înseamnă că se menține acest platou undeva în jur de 100, spun eu, pe an, plus sau minus un număr de pacienți, dar întotdeauna trebuie să fim vigilenți. La medici spun trebuie să fim vigilenți, pentru că nu mă refer numai la medicii inspecționiști și aș spune mă refer în special la medicii de alte specialități și mă refer aici la colegii noștri care lucrează în sectorul de pneumoftiziologie, sectorul de dermatologie, sectorul de neurologie, de neurochirurgie, unde pot apare diverse simptome care pot sugera prezența infecției HIV. Noi avem astfel de legături deosebit de bune cu colegii noștri din alte specialități care și trimit pacienții, se gândesc, dar dacă au această infecție și trimit către spitalul de boli infecțioase. Deci este o realitate a zilelor noastre, nu numai în țara noastră, cu atât mai puțin în arealul nostru geografic, dar este o realitate a tot ceea ce înseamnă Europa, pentru că există și nu numai Europa, întreg mapamondul, infecția cu HIV este o pandemie, deci este o epidemie, ca să spun așa, prezentă la nivelul întregului glob, cu care se luptă toate statele, inclusiv țările deosebit de dezvoltate. În Statele Unite este o strategie, cum de altfel există și la noi în țară, o strategie de a pune în evidență infecția cu HIV, de a preveni infecția cu HIV, de a trata infecția cu HIV, care și la noi este bine pusă la punct. Aș spune că nu ne aflăm cu nimic mai prejos în ceea ce privește depistarea și tratarea acestor pacienți, dar, din nou, educația sanitară este deficitară. Pentru acești pacienți există vreun program de finanțare pentru tratamentele pe care trebuie ei să le urmeze? Da, e programul de finanțare de la nivelul Ministerului Sănătății. Este vorba de un program care este condus tot de la nivelul Centrului Universitar Iași pentru toată
zona de nord-est a țării, după care pacienții merg în teritoriu și iau medicația, care însă este hotărâtă în Iași, la spitalul nostru. Ceea ce poate ar trebui de subliniat ar fi faptul că la noi în țară tratamentul pentru infecția cu HIV, ca de altfel și metodele de diagnostic, sunt la cel mai înalt nivel, la ceea ce se întâmplă la nivel european și nu numai. De aceea, în momentul în care un astfel de pacient, pentru că întotdeauna când stăm de vorbă, în special când stăm prima dată de vorbă cu un pacient cu astfel de infecție, trebuie să avem o grijă deosebită în ceea ce privește suportul psihologic, și pentru aceasta avem și suportul psihologilor din spital. Trebuie să subliniem faptul că medicația care o găsește într-o țară din vestul Europei există și la noi în țară. Important este să o ia, să ne asculte, să aibă un anumit regim de viață. Deci nu putem să ne plângem că ne lipsește ceva în ceea ce privește tratamentul remarcabil a infecției cu HIV, noile cuceriri din zona farma în acest domeniu, dar deficitul nostru rămâne tot ceea ce înseamnă educație sanitară. De aceea noi suntem mulțumiți când avem ocazia să ne adresăm populației în ceea ce privește cunoștințe medicale. De regulă cred că nu sunt deloc bucuroși să afle o astfel de veste, poate le e departe gândul că ar putea avea un astfel de virus. Nu este plăcut să, nici pentru noi ca medic, bineînțeles, pentru pacient, să afle că are un astfel de virus, dar chiar azi am avut o discuție cu familia unui astfel de pacient care, din nefericire, a ajuns târziu la spital. Este în viață, dar a ajuns târziu și tocmai acest lucru spuneam. De când se simte, de când spune că ceva este în neregulă? Ei, și aflu că îmi spune familia, se plânge că poate e mai obosit, poate are o lipsă de poftă de mâncare de ceva ani. Deci, vedeți dumneavoastră, este bine ca prin astfel de întâlniri și noi, atunci când avem posibilitatea, să transmitem prin intermediul dumneavoastră că acele semne, câteodată nespecifice, câteodată care poate nu sunt atât de alarmante, care ne dau a înțelege că ceva se petrece în neregulă cu organismul nostru, este bine să ne adresăm, în primul rând, medicului de familie. Iată, chiar dacă este o boală cu transmitere sexuală, totuși simptomele și primele semne sunt puțin atipice sau diferite cumva. Întotdeauna sunt atipice, de multe ori poate debuta ca o gripă. Și pacientul se prezintă la diverse locuri unde poate fi tratat, este diagnosticat cu gripă, este tratat de gripă și după ceva ani este diagnosticat cu infecție cu HIV. Și atunci îl întrebăm, dar îți aduce aminte să mai fi avut nevoie de a fi spitalizat? A, da, cu ceva ani în urmă am avut o gripă și ai stat în pat, da, am avut febră, 39-40 de grade. Ei, acela a fost un debut. Un debut care, desigur, este greu de intuit dacă n-ai ceva timp să discuți cu pacientul respectiv, să vezi ce obiceiuri are, să vezi dacă are o viață sexuală mai dezordonată, să vezi dacă are o viață de familie într-un anumit context, dacă există aici această viață, dar că este mai departe, peste hotare, în contextul în care vedem foarte mulți tineri și tinere pleacă din țară, muncesc peste hotare, ce fel de viață sau acolo, în ce condiții lucrează, în ce condiții trăiesc. Deci aș putea spune că la ora actuală a te orienta spre un anumit diagnostic, nu te bazezi numai pe ceea ce ai învățat din cartea de la Universitatea de Medicină și în anii care au urmat, și nici numai pe analizele de laborator, trebuie să intuiești din această discuție deosebit de complexă pe care trebuie să o ai cu pacientul în ceea ce privește o posibilă cale de transmitere a unei boli infecțioase la care te gândești în ziua de astăzi.
Și vorbim și de lucruri mai frumoase, pentru că trebuie să schimbăm așa puțin subiectele. Știu că vă pregătiți intens pentru o conferință dragă, iată, spitalului, dragă medicilor care lucrează la Spitalul de Boli Infecțioase și care, iată, anul acesta se va desfășura puțin mai târziu. Anul trecut a fost în mai, dacă nu mă înșel. Niciodată nu prea târziu. Este vorba despre o tradiție de acum, această școală de vară, cum o numim noi, de la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. O organizăm întotdeauna la sfârșit de primăvară, început de vară, dar de aceea o numim școală de vară. Întotdeauna colegii noștri din țară și în special colegii mai tineri, pentru că vrem să aducem și pe cât posibil prin sponsorizări căutăm să aducem cât mai mulți tineri la astfel de întâlniri, pentru că sigur și noi avem de câștigat, pentru că împărtășim din experiență, dar cu atât mai mult cei tineri care acum învață meserie, indiferent de specialitate, aș sublinia, este bine să participe la astfel de întâlniri. Și sigur vom aborda teme de interes deosebit în această zona lumii și în această perioadă de timp, și este vorba de multirezistența la antibiotice, vorbim din ce în ce mai mult de infecția asociată îngrijirilor medicale și de agenți infecțioși care nu mai răspund la niciun antibiotic, este o realitate cruntă, dar ea există. Vorbim despre infecția cu HIV, vorbim despre infecția cu virus hepatitic B și C, cum am spus, despre tratamente de o actualitate, despre cât ne mai putem baza pe aceste tratamente, despre ce tratamente mai avem la orizont, spre ce putem mai spera noi și pacienții noștri. Întotdeauna ne face plăcere să ne întâlnim. Vin colegii noștri de la Institutul Național Matei Baș din București, vin colegii noștri din centrele universitare de la Timișoara, Constanța, Cluj, Târgu Mureș și noi toți căutăm să aducem informație nouă și, de ce nu, experiența acumulată, care să le dăm colegilor noștri mai tineri. Deci cumva este dedicat, iată, specialiștilor din domeniu și în principal... Și nu numai. Nu mai putem vorbi în ziua de astăzi de specializare într-un domeniu fără să vezi și să nu conștientizezi că ai veșnic tangențe și trebuie să te sfătuiești cu colegi din alte specialități. Deci cumva pot participa și cei care lucrează în alte domenii. Întotdeauna invităm cu drag. Sunt taxe de participare de care trebuie să știe cei... Sunt taxe de participare care se găsesc pe site-ul Congresului. Bineînțeles că, așa cum spuneam, pentru medicii rezidenți întotdeauna căutăm să obținem taxă zero, fără taxă, să putem să-i sponsorizăm în număr cât mai mare, în special pe cei care vin din alte părți, care pe cât posibil să nu plătească ceea ce înseamnă cazare, ceea ce înseamnă masă, pentru că, așa cum știm, medicii rezidenți vom vedea dacă se vor bucura de un suport financiar așa cum avem în urma legiferărilor care au început odată cu ziua de 1 martie, mă refer la salariile medicilor rezidenți. Ei, dar chiar și așa, sigur, tinerețul se bucură când poate să participe gratuit la o astfel de manifestare științifică, pentru că trebuie să vă spun că în anii trecuți, în general, am avut grijă să îi ducem în locații frumoase în care să cunoască și zonele cu parfum istoric al Iașului sau modern al Iașului. Și au fost întotdeauna foarte încântați să vadă ceea ce s-a mai construit în Iași, le place să se plimbe în această perioadă de timp și întotdeauna au fost încântați pentru că au primit o ospitalitate deosebită la Iași și nu numai cei tineri și cei mai puțin tineri și spunem noi că reușim să facem întâlniri deosebit de frumoase, dar cu substrat și consistente din punct de vedere științific. Și pe lângă asta, iată, pe parcursul celor 3 zile de conferință, ei află informații necesare, informații foarte utile pentru viitorul pe care l-au în domeniu. Informații pe care mai reușim și noi să le avem, multe din ele din afară, de la cărți care încercăm și noi să le cumpărăm din afară.
nu este ușor. Acele cărți sunt scumpe, dar ne sunt de absolut folos și interes nouă și pacienților noștri. De la congrese la care mai putem fi câteodată prezenți în afară, pentru că sunt locurile în care înmagazinăm noi cunoștințe cu care venim aici și pe care le putem folosi la pacient și pe care le dăm colegilor noștri mai tineri, și de asemenea venim cu o serie de direcții de cercetare științifică să vedem cum anumite experiențe de terapie care sunt deja folosite în vestul Europei pot fi folosite la pacienții noștri. Noi, ce să spunem, vă așteptăm înainte sau după conferință să aflăm cât mai multe detalii despre, iată, acest eveniment frumos pe care îl organizați. Cu drag, vă așteptăm întotdeauna. Vă mulțumim tare mult pentru informațiile pe care ni le-ați oferit și astăzi, foarte prețioase de altfel. Sănătate! Doamnelor și domnilor, eu vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Florina Stângaciu și vă dau o întâlnire și miercurea viitoare de la aceeași oră. Pe curând!